Te-ai gândit la ce o să faci în perioada următoare retragerii, să spunem în primul an? Ai de gând să ții un an sabatic, să, nu știu, să călătorești, să te duci la concerte, lucruri pe care n-ai apucat să le faci cât ai fost Da, normalist? ăsta e primul gând care îmi vine în minte. Am nevoie de o pauză. Acum, cât de lungă o să fie, nu știu. După care, nu știu, să văd ce mă așteaptă, ce oportunități sunt. În momentul de față aș spune că nu-mi doresc ceva, nu-mi doresc o carieră în sport după, dar știi cum e, după o pauză, cu siguranță o să mi se facă dor de handbal. Nu spun nici nu 100%, dar în momentul de față ceea ce simt e că nu aș vrea să mă întorc în sport. Ai vreo destinație la care te-ai gândit după ce te lași să te duci undeva să stai o perioadă mai lungă? Nu în mod special, am mai vorbit și cu niște prieteni, vrem să facem niște călătorii, pot să văd, dar nu, n-aș ști să spun în momentul de față. Sunt foarte curios ce simte un sportiv de talia ta. După ce te lași, simți că ai o misiune să faci ceva special, să dai mai departe, să îi înveți și pe cei mici, să vii cu sfaturi. Păi o să vorbim despre asta după ce mă las. Pentru că în momentul de față joc și nu știu care e misiunea mea după ce mă las. Tot ce știu e că misiunea mea în continuare e să joc cât pot de bine și să-mi ajut echipa să facă performanță. Vreo cauză socială, așa, ceva te-ai gândit? Uite, de exemplu, David Popovici spunea recent într-un interviu că se gândește ca după ce se retrage să facă un centru de David dezintoxicare. Popovici vrea să se gândește la retragere când are cât 20 de ani. Da, vorbea de lucrul ăsta, vede în jurul lui, în generația lui, foarte multă dependență de multe lucruri și spunea că în România nu există un centru așa cum există în alte țări. Și ar vrea, uite, asta e o misiune pe care el simte să o pună în Dar practică. nu mi-am plănuit ceva așa foarte clar, știi? Nu mi-am plănuit ceva foarte clar, așa că n-aș putea să spun exact acum care sunt planurile de viitor. O să văd mai exact la anul sau poate peste 2 ani, după ce o să iau această pauză, cam care sunt soluțiile, care sunt oportunitățile. O să văd efectiv ce mă așteaptă. Crezi sincer sau simți că un sportiv de rangul tău, o persoană publică atât de importantă, trebuie să fie implicată în permanență în viața publică, în viața socială, în viața politică a României? Uite, de exemplu, crezi că un sportiv ca tine, Simona Halep, Gică Hagi, categoria asta de cei mai mari sportivi ai țării, trebuie să-și exprime și opțiunile politice sau să îndemne oamenii să meargă la vot? Te întreb pentru că urmează acum în toamnă alegerile și asta e o practică care în America se întâmplă. Uite, recent Taylor Swift a anunțat că o susține pe Kamala Harris la alegeri și asta a fost o știre foarte mare în America. Da, nu știu, cred că subiectul politic e destul de complex și poate mă depășește în momentul de față. Pe de altă parte, depinde ce-ți dorești să faci, în ce ești implicat, dacă vrei să te implici. Chestia asta cu trebuie, sportivii trebuie să facă ceva, nu, n-aș fi neapărat de acord că trebuie să facă ceva, pentru că viața de sportiv nu este atât de simplă pe cât pare. În orice sport faci, nu știu, arunci cu mingea sau alergi sau dai cu racheta sau înoți, nu e atât de simplu. Sunt multe sacrificii pe care le facem. Așa cum spuneam, mai ales din punct de vedere psihic, există foarte multă presiune, există dorința aceasta continuă de a performa, presiunea asta pe care ți-o pui tu ca sportiv, în primul rând, pe tine. Există presiunea din partea presei, e destul de complicat din punct de vedere psihic să faci față unei cariere la cel mai înalt nivel. Așa că cred că fiecare sportiv ar trebui să aibă dreptul să aleagă ce vrea să facă după ce nu o să mai după ce o să se retragă din cariera sportivă. Știu că foarte mulți oameni zic, nu, trebuie, inclusiv în cazul meu, trebuie să rămâi în sport, trebuie să înveți copii, trebuie să faci o schimbare, trebuie, trebuie, trebuie. Dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple, pentru că schimbările nu vin chiar atât de ușor. Sigur, trebuie să te implici foarte mult, dar cred că fiecare ar trebui să poate să aibă acest drept să aleagă dacă vrea sau nu să se implice. Fără să existe o Fără presiune. să existe o Am presiune, senzația exact. că în America e o presiune pe persoanele publice să spună, să aleagă, să vorbească.
să își exprimă emoțiile. Habar n-am cum e în America. Te bucuri că ești în România. Da.